aș dori să cântați cum n-ați cântat până acum. Așezați-vă drept în scaune ca să puteți cânta cu toată inima. Doamne, câtă fericire, câtă pace am simțit, câtă sfântă ocrotire de la tine am primit. Cuvinte n-am de ajuns să pot să-ți mulțumesc, că-n suflet mi-ai sădit al tău cuvânt. Din grele strâmtorări doar harul tău ceresc, m-a scos și m-a întărit să-ți cânt. Când zdrobit eram pe cale și când toți m-au părăsit, tu ai fost a mea salvare, tu, Iisuse, m-ai iubit. Cuvinte n-am de ajuns să pot să-ți mulțumesc, că-n suflet mi-ai sădit al tău cuvânt. Din grele strâmtorări doar harul tău ceresc, m-a scos și m-a întărit să-ți cânt. Mâna ta a fost cu mine pretutindeni în nevoi, m-a condus mereu cu bine, dându-mi iarăși forțe noi. Cuvinte n-am de ajuns să pot să-ți mulțumesc, că-n suflet mi-ai sădit al tău cuvânt. Din grele strâmtorări doar harul tău ceresc, m-a scos și m-a întărit să-ți cânt. Amin, amin. Ce cântare deosebită. Mulțumesc mult, Mihaela. În seara aceasta avem un oaspete special. O tânără domnișoară care este alături de noi și care este venită din Elveția, acolo unde studiază muzica și o studiază pentru a aduce onoare lui Dumnezeu prin vocea ei, domnișoara Rebecca Agata Calotă. Îi spunem bun venit în cadrul programului nostru. Bine venit, Rebecca! Ne bucurăm că a ajuns cu bine după o serie de întârzieri ale avioanelor cu care a venit datorită condițiilor meteo. Îi mulțumim lui Dumnezeu că a ajuns cu bine și Dumnezeu să se slujească de vocea ei în seara aceasta ca să ne transmită prin muzică, prin cântec, adevărurile profunde ale împărăției sale și ale cuvântului său. Amin. Oh,
Bună seara tuturor! Bine ați venit la penultima seară Emaus, drumul de la deznădejde la ce? La triumf. Să dea bunul Dumnezeu să fie triumf. Cum vă simțiți în seara aceasta? Lăudați să fie Domnul pentru aceste seri, pentru ceea ce am cunoscut și am simțit în locul acesta. Dumnezeu să continue să lucreze în inima noastră ca speranța pe care aici am găsit-o să nu se ducă niciodată. Amin? Amin. În seara aceasta avem câteva întrebări, avem câteva Biblii, câteva cărți frumoase, vrem să vi le oferim. Mulțumim foarte frumos că ați ales să fiți cu noi în seara aceasta și nu ați mers în altă parte. Vreau să salutăm în seara aceasta pentru penultima oară pe cei care în mod credincios, seară de seară, au lăsat alte treburi și au deschis calculatorul și ora 6 a fost pentru ei oră sfântă. Vreau să ridicați mâine și să salutați pe cei din Australia, din Franța, Germania, Italia, America, vă rog să filmați. Vă salutăm cu mult drag și ne bucurăm foarte mult că sunteți împreună cu noi în seara aceasta. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Nicu, ne bucurăm foarte mult pentru seara aceasta. Mulțumim că Dumnezeu ne-a condus până astăzi, ne-a ocrotit viața, sănătatea. Vreau să vă spun că atunci când am închiriat sala sau când plănuiam închirierea sălii, era un frig de -28 de grade la Bacău. Și când am închiriat, domnul director a spus ce se va întâmpla, va fi un cost de nu știu cât de ori mai mare decât însăși încheierea sălii. Și am spus, domnul va lucra. Înainte cu câteva zile să înceapă evanghelizarea, domnul director m-a sunat și mi-a spus, domnul Doca, Dumnezeu vă iubește. Și am spus, amin. Zic, de ce? Păi sunt -2 grade. Și începe să crească temperatura. Mulțumim foarte frumos celor care s-au rugat ca să avem o vreme bună. Domnul ne-a dat o vreme bună. Mulțumim. Și să spunem toții amin. Amin. Lăudați să fie numele. În seara aceasta, Nicu, cum te simți în penultima seară, știind că mai e încă o seară de prezentare? Ar fi prea devreme să ne bucurăm în seara aceasta cum o să ne bucurăm mâine seară. Încă avem această tensiune sfântă în așteptarea finalizării lucrării acesteia de aici. Dar vroiam să mă refer la cuvintele tale prin care ai zis că nădejdea aceasta să rămână cu noi. În cartea lui Iov, el spune nădejdea aceasta nu numai că va rămâne cu mine, deci se va coborî cu mine în mormânt. Voi muri eu înaintea acestei nădejdi. Pentru că nădejdea aceasta noastră nu este un sentiment sau o emoție, ci este o persoană. Hristos, nădejdea noastră. El este acesta. Amin. Amin. În seara aceasta, până deschidem cutia cu întrebări sau lista de întrebări pe care am încercat în fiecare seară să răspundem în măsura posibilității și nu am dorit să jignim pe nimeni, nu le-am selectat și am încercat să condensăm cât mai mult ca să avem mult mai timp în predicare. Sunt foarte multe întrebări în seara aceasta, vom lua câteva dintre ele, vom da curs și câteva de pe internet ca să putem să mulțumim și pe cei care n-au putut să fie în locul acesta. Vreau să vă spun, stimați oaspeți, dragi prieteni, faptul că seară de seară primim mesaje din toate corțurile lumii, ce binecuvântare au fost pentru ei aceste prezentări. Cât de mult i-a ajutat să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Oamenii în vârstă, din fete religii, ortodoxi, catolici, reformați, spun, domnule,
O viață întreagă am căutat și n-am știut că este atât de ușor, atât de simplu să umbli cu Domnul Iisus Hristos. Vă mulțumim din suflet că ați ales să veniți la Bacău. Ni s-a umplut sutul de bucurie pentru faptul că ne-ați împărtășit cuvintele acestea. Eu cred, Nicu, faptul că Dumnezeu te-a inspirat să alegi acest titlu și acest șir de prezentări. Da, știi că am fost în dialog împreună și a fost un pic de zbucium. Dar dacă este momentul spovedaniei, atunci vreau să fac o spovedanie adevărată. Și vreau să vă spun că am promis că vin aici cu credința că nu se va face. Datorită faptului că eram atât de strâmtorat încât n-ar fi fost omenește posibil să evadez într-un timp ca acesta. Am gândit că fiind iarna aceasta atât de grea și cu atâtea probleme, nu o să se poată acum. Am pledat cu George și am zis, hai să punem în aprilie. El, cunoscându-mă că sunt fugar și că dacă nu mă prinde acum și m-a scăpat, dus sunt, a zis, nu, rămâne acum tot. Și în ciuda credinței mele că nu se va face, s-a făcut cu ajutorul lui Dumnezeu. Sunt fericit, mulțumesc lui Dumnezeu din toată inima. Mă simt nestare, neîndestulător. E prea mare lucrarea aceasta pentru noi, dar cred că Dumnezeu poate să facă din acest lucru atât de umil. Cred că poate să facă lucruri mari în inimile noastre. Amin. Bun. Da. Prima întrebare. N-a fost prea dură pedeapsa lui Dumnezeu pentru Moise de a nu intra în țara Canaanului? Pentru așa un lucru mărunt, în timp ce alții au făcut lucruri foarte grave și n-au primit așa pedeapsă dură și dureroasă. Nu a fost dură, ci a fost adecvată. Știți episodul biblic în care Moise a ridicat toiagul și a lovit stânca, acolo unde Domnul i-a spus nu să lovească, ci doar să ceară. Atât. Urmăriți-mă cu atenție. Mulțumesc cui a pus întrebarea aceasta. Este un simbol al mântuirii noastre. Mântuirea este prin har și prin credință, nu prin faptele noastre lovind cu toiagul în stâncă. Stânca a fost lovită o singură dată. Mântuitorul a fost răstignit o singură dată. O singură dată și-a dat viața pentru noi. De atunci încolo, tuturor celor ce vor cere mântuirea aceasta și o vor primi în inima lor, le este oferită. Dacă Domnul ar fi trecut peste acest incident îl numesc, din viața lui Moise, fără această măsură, el ar fi transmis un mesaj lumii că se poate și altfel. Dar i-a spus, nu vei intra în țara aceasta, pentru că cine a ridicat mâna ca să facă un lucru acolo unde Dumnezeu a spus, totul este făcut, aici trebuie decât să ceri și să primești. Asta este tot. Dacă Domnul ar fi permis acest lucru, istoria ar fi înțeles greșit la nesfârșit, ar fi fost, victimele nu s-ar fi putut număra. Dar Domnul a îngăduit această pedeapsă simbolică. Ne-am dat seama că a fost un simbol, de fapt, pentru că mai târziu în epistola lui Iuda, deja observăm ce asistăm la învierea lui Moise, iar mai târziu îl întâlnim pe muntele schimbării la față, în compania Domnului Iisus Hristos. A fost mai mult simbolic, dar Dumnezeu a arătat așa. Tuturor celor ce vor încerca să obțină mântuirea altfel de cum a spus Dumnezeu și anume prin har și prin credință la cerere, tuturor ce vor încerca așa, același răspuns li se va da. Nu vei intra în țara aceasta. Vă amintiți că el a pledat foarte fierbinte și nu știu dacă și el a înțeles atunci, pentru că insista și din nou amintea și mai târziu vorbește poporului cu mare amărăciune, din cauza voastră mi-am pierdut firea atunci. Nu aceasta era problema, ci simbolul care trebuia să fie respectat înaintea oamenilor și prin care trebuia să comunice lumii că mântuirea este dată în dar, nu prin contribuția de vreun fel a omului. Bun, și dacă îmi permiți o te rog. Mică completare, vreau să vă întreb, știți ce a primit Moise în schimb? Da, viața veșnică. Gândiți-vă că potrivit Evangheliului după Iuda, Dumnezeu a coborât și l-a luat la cer pe Moise. Da. Care muritor a mai avut harul de a fi îngropat și să vină însuși Dumnezeu personal să-l ia de acolo? Care este mesajul? Când Dumnezeu ne ia ceva, ne dă ceva mult mai mare și mult mai glorios. Da? Bun. Tot în această ordine de pedepse. O întrebare, da. Tot în rândul de pedepse, doamna
Deci întreabă, domnul întreabă, cum a fost scuza? El a vrut să sprijine chiftul să nu cadă. De ce a fost așa de grav pedepsit? Mulțumesc, suntem în aceeași gamă, revenim în același loc. El trebuia să stea la distanță de chivotul domnului. Era o distanță stabilită pe care trebuia să o respecte. Dar omul este îngrijorat și vrea să dea ajutor lui Dumnezeu. Și stă aproape, gata să sară dacă o fi nevoie. Și să știți că a fost nevoie. Nu era de fapt nevoie. Dar așa i s-a părut lui, că se va răsturna chivotul domnului. Și a întins mâna să se prindă de el să-l țină. Sunt oameni în biserică, sunt oameni ai credinței care consideră că ei țin lucrarea Domnului în spate și dacă nu sunt ei să o țină, se răstoarnă. Frate, dacă n-aș mai fi eu aici, vai ce s-ar întâmpla. Frați iubiți, lucrarea Domnului merge pentru că o ține Domnul lucrării. Amin. El este purtătorul, El este susținătorul. Eu sunt acela care merg în lucrarea Domnului acolo unde mi s-a dat mie petecuțul meu să lucrez, la unde am fost chemat, unde mi s-a dat darul și puterea de a face în limitele mele. Dar lucrarea nu depinde de mine. Nici mântuirea mea, nici a copiilor mei, nici a familiei mele, nici a noastră a tuturor, nu este aceasta pusă pe umărul meu. Noi purtăm de multe ori poveri care nu sunt ale noastre. Și dacă le-am încredințat celui care ne-a spus, aruncați asupra lui poverile voastre, căci el însuși îngrijește de voi, dacă ne-am încrede în Dumnezeu cu toată inima noastră, am fi scutiți de nenumărate suferințe, de-a dreptul inutile în viața noastră. Îngăduiți-mi să dau doar un mic exemplu. Ezechia, regele Ezechia, primește o scrisoare de batjocură la adresa lui Dumnezeu. Cineva putea să citească aceasta și asemenea lui Samuel se arunce cu fața la pământ să se roage o noapte întreagă de suferință când a văzut ce se întâmpla acolo și când oamenii au spus că nu mai doresc ca el să fie profet acolo. Dar Ezechia nu face acest lucru. El ia frumos scrisoarea aceea și o duce la destinatar. Destinatarul era Domnul, nu el. Despre Domnul se vorbea acolo. O duce la destinatar, o pune pe altarul Domnului și a spus, citește, Doamne, ce a scris cetățeanul ăsta despre tine și vezi ce răspuns îi dai. Eu nu pot să răspund în locul tău. Să ne ajute Dumnezeu să învățăm acest fel de viață care izvorăște din credință și din încredere, mai ales în ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Să ne îndreptăm ochii întotdeauna cu încredere, că Domnul a auzit rugăciunea noastră, a primit-o, a ascultat-o, i-a dat răspuns, chiar dacă răspunsul va veni diferit de cum îl așteptăm, nu la timpul pe care îl așteptăm sau în forma pe care îl cerem noi. Dar ce dă Dumnezeu nu mai necesită niciun fel de adaus. E desăvârșit. Bun, avem aici un verset din Scriptură care cere să fie comentat și explicat de noi. 1 Corinteni, capitolul 3 și versetul 15, spune așa. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Da. Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Mulțumesc foarte mult. Ce înseamnă ca prin foc? Ce constat este că deja aici avem de a face cu o simfonie, cântăm în aceeași gamă, se vede că păstrăm tonul foarte bine. Observați două noțiuni aici, răsplată și mântuire. E vreo diferență între acestea două? Da sau nu? Ai zis nu? Ia spune, mântuirea este răsplată? Nu. Nu? Deci nu mai zici așa, îți iei răspunsul înapoi, nu? Da. Mântuirea nu este răsplată pentru nimic. Ce este mântuirea? Darul este Dumnezeu. Dar nu însemnează răsplată. Vreau să spun că orice faptă bună nu își va pierde răsplata. Inclusiv un pahar de apă dat cuiva. Așa a precizat Mântuitorul. Dar acest pahar de apă nu are de a face cu mântuirea. Nu scrie că nu-și va pierde mântuirea. Lucrarea omului acestuia care a fost făcută fără înțelepciune. A zidit pe, cum spune acolo, lemne în paie trestie și focul a probat că aceasta nu era o lucrare a lui Dumnezeu. Își va pierde răsplata omul acela. Am avut și am lucrat cu toți în viață
Lucrări pe care astăzi nu le-am mai face, poate. Am chiar lângă mine, în sudul Californiei, pe scriitorul Gordon Collier. Unii ați citit dintre dumneavoastră cartea Ploaia timpurie și târzie, scrisă de omul acesta mai demult. L-am văzut în biroul meu de une zi și am întins mâna fericit și am spus: Gordon, so happy to see your face, brother. Frate, foarte fericit să-ți văd fața când l-am văzut acolo. Și zic, tu ești autorul cărții aceleia, Ploaia timpurie și târzie, în toată România s-a răspândit. Știți ce față a avut? A lăsat capul în jos și a spus: Domnul să mă ierte pentru cartea aceea. Și am spus, ce s-a întâmplat? Dacă aș mai scrie-o astăzi, n-aș mai scrie-o cum am scris-o atunci. Eram un legalist când am scris cartea aceasta. Și mi-am dat seama că acest text așa ceva vorbește. Lucrarea va fi arsă, dar el, spune Scriptura, va fi mântuit. Ca prin foc, ce însemnează? Păi, cum este scos un om din flăcări sau un copil gata să moară, este scos de pompieri eroici din flăcări și este salvat. Pur și simplu, un om riscă să se identifice cu lucrarea lui, cea rea, la un moment dat, atât de mult încât e dispus mai bine să piară cu lucrarea lui cu tot decât să se detașeze. Dom'le, până azi am mers strâmb și vorba lui Laurențiu seara trecută, voi o pe altă stradă. E normal să merg pe altă stradă dacă tot cad în groapă de cât era luat-o pe aici. Dar ajunge un om să se identifice atât de mult, să se întrețeasă cu lucrarea lui, că aproape gata să piară împreună cu ea decât să se detașeze, să lase să piară ceea ce a fost. Doamne, spunea Pavel, am lucrat din neștiință în necredință. Eu credeam că pentru Dumnezeu fac ce fac, dar nu a rămas în continuare, ci s-a detașat de lucrarea lui și spunea, eram un prigonitor și un hulitor când am făcut așa ceva. Acum scrie capitolul 13 din Corinteni, nu mai seamănă cu ce a fost înainte. De ce poruncile de la Biserica Catolică nu sunt la fel cu cele 10 porunci din Sfânta Scriptură? Ar fi frumos să întrebăm pe Papa Ratzinger lucrul acesta. Dacă ar fi aici, cu mare bucurie l-aș întreba. Dar dacă l-am întrebat, și putem să întrebăm pe Părintele Catolic de la Biserică, și putem să întrebăm pe Teologul Catolic, pe domn profesor de la seminar, de oriunde. Dacă vom întreba, răspunsul va fi unul singur. Știți care va fi răspunsul? Biserica a găsit de cuvință așa. Și atunci imediat se ridică întrebarea, de când are Biserica dreptul de a găsi de cuvință să scoată din cuvântul lui Dumnezeu sau să adauge la acest cuvânt? De când a căpătat ea abilitatea aceasta? Atunci, bineînțeles că mintea s-ar îndrepta într-o direcție sau alta și ar spune, dacă am de ales între cuvântul lui Dumnezeu așa cum l-a dat Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu așa cum l-au ciuntit sau l-au modificat oamenii, voi alege și voi rămâne la cuvântul pe care l-a dat Dumnezeu așa cum l-a dat. Amin. Amin. O altă întrebare de la o domnișoară sau doamnă spune așa, ce se vor întâmpla cu cei care se vor închina la Maria? Sunt oameni care în mod sincer s-au închinat la sfinți, la icoane, la statui, la chipuri, s-au închinat la astre, închinarea la răsărit și alte lucruri de acest fel, considerând că se închină lui Dumnezeu, în mod sincer. Așa au fost crescuți, așa au fost învățați, nu au avut o altă lumină. Dumnezeu nu va judeca pe nimeni pentru lumina pe care n-a avut-o sau nu i-a fost dată niciodată. Dar pentru noi toți care avem Scriptura în mână și care știm cuvintele Domnului Iisus Hristos, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești, și noi care știm că Sfântul Petru, la care astăzi oamenii se închină, dacă mergeți la Vatican, am fost în vizită acolo, degetul de la picioarele statuii lui Jupiter, de fapt, este dânsul, dar acum i-au schimbat eticheta, se numește Petru. A fost mutat dintr-o clădire în alta, istoria e mai lungă. Dar degetul de la piciorul mare e tocit de sărutările și închinările oamenilor. Stimați prieteni, noi care știm ce spune Scriptura când zice Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești, știm că acest mare apostol al lui Dumnezeu, când în persoană cineva a vrut să-i se închine, anume Cornelius, în seara aceasta sper să vorbim despre el, Cornelius a aruncat să se închine la Sfântul Petru în persoană, nu la icoana de lemn sau la statuia de bazalt a Sfântului Petru. Nu, Sfântul Petru în persoană era acolo. Sfântul Petru l-a ridicat și a spus, ridică-te și eu sunt om. Nu te închina mie. Altădată Ioan vrea să se închine unui înger și zice, m-am aruncat cu fața la pământ să mă închin. M-a ridicat și a spus, ridică-te.
Eu, îngerul, sunt împreună slujitor cu tine. Închină-te lui Dumnezeu. Amin. O întrebare interesantă, chiar plăcută, unică, n-am mai auzit, dar îmi place întrebarea. Dacă atunci când va veni Domnul, o femeie este însărcinată, ea unde va naște? Pe pământ sau în cer? Place întrebarea? E bun, nu-i așa? Special am păstrat-o. Ridicați mâna în sus, câți n-ați... Eu n-am auzit în viața mea întrebarea. E bună întrebarea? Good. Da. Felicitări pentru faptul că cineva gândește. Biblia ne îndeamnă să gândim și ne spune: judecați voi, nu mergeți orbește. Stai, domne, puțin. Poate că o fi gravidă persoana aceasta și se gândește: mă, dacă vine Domnul la noapte, ce pățesc eu? Nu pot să cred decât că unei persoane gravide i-a venit în minte așa ceva. N-ai cum să vie la un bărbat treaba asta în minte. Asta e imposibil. Dar unei femei, cred că i-a trecut prin minte așa ceva. Frați iubiți, Biblia spune că datorită Părintelui Sfânt, datorită Părintelui iubitor de Dumnezeu, copiii voștri sunt considerați sfinți, atâta timp cât sunt sub oblăduirea părinților, până când ei își exercită propria lor voință. Ce știu cu siguranță, nu știu sentința sau decizia lui Dumnezeu, ce știu cu toată siguranța, este că în momentul în care Dumnezeu va rosti hotărârea în dreptul fiecărei persoane în parte, nume cu nume, om cu om, nu vă temeți că va fi mult timp sau nu, Dumnezeu are mii de căi, miliarde de căi, fiecare va fi chemat la rândul cetei lui. În momentul când se va rosti sentința pentru fiecare dintre noi, întregul cer și pământ, pe orice făptură din cer, de pe pământ, de sub pământ, din toate locurile acestea, am auzit-o spunând: drepte și adevărate sunt lucrările tale, Doamne, drept ești Tu că ai judecat așa. Și în mulțimea aceea de nenumărat, se cuprinde tot. Se cuprind și cei mântuiți, se cuprind și cei nemântuiți, inclusiv cel rău este acolo. Pentru că Biblia spune: orice genunchi, orice, cuprinde orice, se va pleca înaintea mea. Decizia lui Dumnezeu în dreptul fiecare va fi de așa natură că va provoca o explozie de aprobare din partea tuturor oamenilor. Vor spune: Doamne, nu se putea mai corect și mai bine și mai frumos de așa de cum ai judecat. Se vor uni vreodată toate... bisericile? Eu cred că sunt unite chiar acum. Eu cred că sunt unite chiar acum și am să vă spun de ce cred acest lucru. Eu cred că ceea ce ne unește pe noi creștinii, sau ceea ce ne poate uni și ce ar trebui să ne unească, este mult mai mare și mai important decât ceea ce ne deosebește pe noi. Ce ar trebui să ne unească? Unde este punctul de unire al tuturor bisericilor creștine? Hristos Iisus, de aceea se numesc creștine. De aici vine numele acesta. Cum se face că noi nu am acordat importanța acestui nume suficient de mare ca să pot să spun frate cu toată inima omului de lângă mine, nu pot să înțeleg. De ce lucrurile care mă deosebesc de tine mi s-au părut așa de importante ca să mă facă să stau la distanță de tine, să mă facă să te acuz sau tu să mă acuzi pe mine? Tot ce pot să spun despre așa ceva este că n-a venit de la Domnul. Rugăciunea lui a fost alta și este: te rog ca tot să fie una. Noi nu vom putea să fim una nici la înălțime, nici la greutate, nici la culoarea pielei, nici la avere, nici la... Nu. Fiecare om este un unicat. Fiecare om este un unicat. Bisericile sunt și ele tot la fel unicate. Dar este ceva care ne atrage pe toți. Și pot să mărturisesc din proprie viață că am observat după cele câteva, două, trei decenii de slujire în biserică, cu cât creștinii se apropie de persoana Mântuitorului mai mult, cu atât se apropie și între ei tot mai mult. Amin. Și ura este lăsată la pământ și denunțul și toate aceste lucruri, pentru că ne unește ceva extrem de înalt. Așadar, în perspectiva aceasta, Domnul să fie acela în jurul căruia să ne strângem cu toți și El să ne unească în sine. După cum a promis că va face una din toți cei ce sunt ai Lui, nu numai aici pe pământ, ci și din lucrurile de pe pământ și din cele din ceruri. Amin. Așa că îndemnul este cât mai aproape de Hristos cu putință. Amin. Nicu, două întrebări de pe internet. Te rog. Trebuie să le răspundem pentru că sunt
de cam câteva zile și le tot ocolesc, dar trebuie să le răspundem, pentru că altfel nu ne dă pace. Apocalipsa, capitolul 6, versetul 9, spune așa. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor care fuseseră junghiați din pricina cuvântului Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Și ei striga, versetul 10, până când, Stăpâne, Doamne, până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovezi să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra... Și mergem mai departe, versetul. Întrebarea este aceasta, cine sunt și când se întâmpla lucrul acesta? Da. Aș dori să vă întreb care ar fi primul nume în această listă a celor care li s-a jertfit viața pentru numele lui Dumnezeu, pentru numele credinței. Care ar fi primul nume? Abel. Abel. Foarte bine. Abel. Vă rog să-mi spuneți acum mai departe ce a spus Dumnezeu lui Cain, care se făcea că n-a fost pe acolo. Sângele fratelui tău strigă din pământ la mine. Dar strigă cumva sângele? E o metaforă. Nu, este o metaforă, sigur că. Ieremia spune, grinda casei strigă nedreptate. Strigă grinda? Nu strigă. Dar cine știe istoria ei, pentru acela grinda strigă. El știe de unde a fost furată, el știe cum a fost pus acolo. De aceea strigă. Aceasta este o metaforă. Sunt toți cei care și-au dat viața pentru Dumnezeu și cazul lor strigă înaintea lui Dumnezeu. Când vei face dreptate, Doamne, oamenilor care au fost batjocoriți, torturați, chinuiți, omorâți, care au suferit enorm pentru singura crimă de a fi fost credincioși lui Dumnezeu? Și Domnul continuă acolo și spune, li s-a spus să mai aștepte puțină vreme și li s-a dat o haină albă în primul rând, adică vrea să spună Domnul, viața voastră a fost îmbrăcată în Hristos, sunteți primiți înaintea lui Dumnezeu, așteptați pentru că numărul vostru nu e complet încă. Vor mai fi adăugați alții. Și acum când noi vorbim, sunt sate întregi în Sudan unde bărbații au fost crucificați. Femeile au fost vândute ca sclave. Cetățenii americani din zona unde locuiesc au plătit bani ca să elibereze copiii din nord, vânduți fete la 6 ani, vândute ca sclave sexual în nord, au plătit bani să elibereze copiii aceia și să-i ducă înapoi în sudul creștin. Lista nu s-a împlinit încă. Dar Domnul spune, eu îi cunosc suferințe, pe mine m-au chinuit, așa nu pe ele. Cu mine vor sta de vorbă oamenii aceștia. Da. O ultimă întrebare, Nicu, în seara aceasta. Un domn spune, ce facem cu aparentele contradicții din Scriptură? Și dă un exemplu, în Samuel găsim cuvintele următoare. Duhul Domnului a pus pe David să numere poporul și în Cronici găsim că Satana l-a pus pe David să numere poporul. Care este adevărul? Ce facem cu aparentele contradicții? Așa este. Să știți că ele sunt acolo. Sunt în Biblie. De ce sunt acolo? Pentru că sunt oameni care așa ceva caută și ca să nu plece cu mâna goală, a rămas pentru ei ceva acolo. Depinde, Biblia spune așa, căutați și veți găsi. Ce veți găsi? Ce căutați? Asta este. Cine caută pe Domnul Hristos în Biblie, pe Domnul îl găsește în Biblie. El este comoara ascunsă în țarină. Cine caută nod în papură, ce credeți că o să găsească până la urmă? Nu, nu, papună, se poate găsi. Dar aceste lucruri sunt realități. Sunt realități. Fie de la diferite traduceri, transliterații sau alte procese prin care Scriptura a trecut, sunt realități. Însă dacă stăm puțin să ne gândim la acest caz particular pe care l-ai menționat, într-o parte se spune, Duhul Domnului l-a stârnit pe David să facă numărătoarea poporului. Când citim mai în altă parte, Satana l-a pus pe David să facă numărătoarea poporului. Care din aceste două credeți că este adevărată? Nu prea aveți curaj să ziceți. Vă e teamă să ziceți, asta nu e adevărată, că după aceea altul zice, păi dar ce caută în Scriptură dacă nu e adevărată? Care credeți că e adevărată din cele două sau dacă amândouă sunt adevărate? Amândouă sunt adevărate. Păi cum putem să zicem asta atunci? Ori Duhul Domnului, ori... Fraților, foarte scurt, că nu e tema noastră din seara aceasta. Ideea numărătorii poporului a fost o ispită satanică.
Domnul i-a spus, nu număra niciodată poporul, nu te interesează pe tine mărimea forțelor. Pe tine te interesează comandantul suprem, adică Dumnezeu. Dumnezeu face de biruință cu mic număr sau cu mare număr. El nu depinde de numărul de oameni. Dar el nu vreau să știu pe ce contez. Nu, tu nu trebuie să contezi pe ceva, pe cineva, dar acolo a căzut credința lui. Cum cade și a mea și a ta și de atâtea ori ne ridicăm și trebuie să stăm să plângem înaintea lui Dumnezeu pentru necredința noastră. Însă, când el s-a supus ispitei, stârnit de diavolul, ce a făcut Duhul Domnului când a văzut înclinația aceasta a lui? I-a spus, ce a spus lui Balaam? Cine i-a spus lui Balaam să plece? Domnul i-a spus, nu scrie acolo. Domnul i-a zis, du-te băiete, unde? Unde vrei tu? Acesta este răspunsul. Unde ai ales tu? Nu a fost alegerea lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu l-a trimis pe Balaam, dar dacă un om alege un lucru sau altul, Domnul îi spune, îți respect voința. Inclusiv în ceea ce privește mântuirea. Omul care va cere și o va primi în dar și prin har, acelui va fi dată. Acela care o va respinge sau acela care se va întoarce de la ea, are libertatea de la Dumnezeu să facă acest lucru. Pentru că nu se poate concepe iubire, Dumnezeu este iubire, nu se poate concepe iubire fără libertate. Bun, mulțumim foarte frumos, Nicu, în seara aceasta. Am ajuns la a oferi premiile din seara aceasta. Te rog frumos, alegi. Am simțământul că Bibliile acestea care au fost cumpărate prin sacrificiul multor frați sau unor frați au stimulat pe mulți oameni să gândească și să scrie întrebări. A fost un lucru bun. Cei care nu ați câștigat, ce aveți de făcut? Să vă bucurați pentru cei care au câștigat. Puteți să faceți treaba asta? Nu e chiar așa simplu, nu? Bun. Cine ne-a pus întrebarea cu 1 Corinteni 3 cu 15, doamna sau domnișoara Mimara este în sală? Da. Haideți. Bun. Următoarea. Cine este Hercio Alexandra? Este la grupa de copii. Este la grupa de copii. Da. Instructoarea dumneai să vină. Sau ce vârstă are? 12 ani. 12. Bun. Da. Da, dacă este aici, asigur, imediat. Mă bucur să vă revăd. Și eu mă bucur foarte mult și eu mă oficinele că își dorește foarte mult. Dumnezeu să o ajute și să o binecuvinteze prin dumneavoastră. Amin. Amin. Ne bucurăm foarte mult. Amin. Cine este, la fel, cine este Ifrim Larisa? Este aici cu noi? Cineva o cunoaște? Gata, bine. Bun, Larisa, te așteptăm. Nu trebuie să mă opresc puțin. Da. Hai, Larisa, repede. Dă-mi tău puțin microfonul. Hai, Larisa, hai repede. Hai. Îți dau un microfon. Poftim. Ia spune-mi, tu ai scris întrebarea aceasta cu ce se va întâmpla cu... Da? Este această întrebare? Da. Da. Da, și cum te-ai gândit la această întrebare? Să te întorci puțin la sală. Ia, cum te-ai gândit la această întrebare dacă ce se va întâmpla cu o femeie care va fi însărcinată în ziua aceea? Cum ți-a trecut ție prin cap așa ceva? Așa? Simplu? Gândit. Da? Și am scris. Da. Bravo. Uite, pentru că ai avut așa o întrebare ingenioasă, îți dau o Biblie. Mulțumesc. Și îți dau și o carte Viața lui Iisus Hristos. Da. Mulțumesc. Să te bucuri de ele, da? Da. Și mă bucur foarte mult că ai așa o inteligență ascuțită. Domnul să te binecuvinteze. Mulțumesc. La fel. Bun. Domnul să fie cu tine. Mulțumim mult. Dumnezeu să fie cu tine. Bun. Și încă una. Asta cred că este ultima. Da? Cine este Chiriac Alina? Este prezentă? Aici este. Bine. Foarte bine.
Ne bucurăm foarte mult și începuturile slabe, scrie Biblia, sunt binecuvântate de Dumnezeu. Nimeni să nu disprețuiască astfel de începuturi slabe. A fost un pas mare în viața unor oameni ca să fie prezenți aici. Mă bucur și doresc să fie începutul unei vieți noi cu Dumnezeu. Aceasta e Biblia ta începând din seara aceasta. Să te bucuri de ea. E prima ta Biblie personală? Vai ce frumos! Dumnezeu să te binecuvinteze prin ea. Ta este Biblia? Haide! Poftim! Dumnezeu, ce bun să fie cu tine! E prima ta Biblie personală aceasta? Ce frumos! Mă bucur de bucuria ta! Bun, mi-au rămas 3 cărți. Mi-este foarte greu să decid cui le dau, dar încercăm ceva unic în seara aceasta. E cineva aici care este pentru prima oară și este musafir? Au. Câte? Mâna sus, vreau să văd. Câți musafiri sunt în seara aceasta aici? Nu, pentru prima oară. Pentru prima oară sunt aici, mâna sus. Vă rog, domnule cea din prima bancă, veniți. Urcați, vă rog frumos, haideți. Vreau să mă rezocată. Nu dumneavoastră, rândul 2. Pentru prima oară, rețineți, pentru prima oară. Vă rog, veniți, repede. Unde? Vine și tu aici? Una acolo în spate? Prima oară, haideți, repede. Haideți. Haideți și tu repede. Domnul să te binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Așa. Și domnișoara, haideți. Uite cum se pune repede mâna pe 3 cărți. Domnul să te binecuvinteze. Să te bucuri de ea. Bun. Cei care ați rămas în afară, mâine seară vom avea puțin mai multe și vom putea să premiem și pe cei care nu au primit. Vă rog, continuați să ne puneți întrebări și vom încerca să răspundem. Cine poate să-mi spună unde am ajuns în clipa aceasta? Cum? Nu aud. Ce credeți că urmează acum? Rugăciunea urmează acum. Aveți pe suflet ceva să-i spuneți Domnului? Aveți nevoie ca Dumnezeu să vă răspundă din ceruri? Cunoaște El intențiile inimii noastre, nevoile inimii noastre? Bun. De aceea atunci vreau să vă invit în mod respectuos să ne ridicăm. Invit formația dragă, Laurențu Gherghe, pastor Nicu Butoi, ca în seara aceasta să ne prezentăm înaintea unui Dumnezeu viu. Un Dumnezeu care răspunde la rugăciuni și în săptămâna aceasta El ne-a demonstrat că a răspuns la foarte multe rugăciuni. N-am fi avut timp suficient să chemăm pe toți aceia care în săptămâna aceasta Dumnezeu le-a răspuns. O întrebare și vreau să vă întreb în mod sincer. E cineva în sală care în săptămâna aceasta s-a rugat lui Dumnezeu să primească un răspuns și în timpul acestor plângeri a primit răspuns? Vă rog, ridicați-mi sus doar cei care în săptămâna aceasta au primit de la Domnul răspuns. Ridicați-vă, rog, mâna sus. Amin. Ce minunat, ce frumos. Domnul să fie binecuvântat. Amin. Sunt astăzi Amin. Oameni în toate colțurile lumii care ne-au trimis rugăciuni, cereri. Domnul le cunoaște și în seara aceasta, în timp ce ne plecăm noi de aici pe genunchi, vă rog să simțiți împreună cu noi ca prin rugăciunea unită a noastră mulți oameni să primească tămăduirea sufletească și pentru unii chiar trupească. De aceea în seara aceasta îl invit pe pastor Nicu Butoi să ne conducă într-o rugăciune. În această seară, în afară de faptul că ne vom ruga pentru noi toți care suntem aici, și vă rog să adresați în mintea dumneavoastră dorința pe care o aveți către Dumnezeu. El vă primește direct, nu e nevoie de niciun fel de intermediere. Aș vrea să spun că ne vom ruga în mod special și vă rog să susțineți cu un amin din toată inima pentru un om care este în mare suferință. Pastorul Mihai Enea, care lucrează la penitenciare, împreună cu mine l-am vizitat pe acest om. Este un om paralizat aproape total, mai are un picior, Edi Baronu e numele lui, este din Onești și locuiește singur într-un apartament, are o sete adâncă de a cunoaște pe Dumnezeu și se găsește într-o vreme din viața lui când prezența Domnului l-ar ajuta să depășească această condiție grea în care se găsește. Când ne vor ruga pentru el, vă rog să susțineți cu curaj rugăciunea aceasta.
Tată, îți mulțumim prin Domnul Iisus pentru înaltul privilegiu al rugăciunii. Amin. Este cea mai înaltă libertate care ne-a fost conferită nouă oamenii, aceea de a veni în prezența Ta. Amin. Și venim aici pe baza prețului care a fost plătit, al sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că ai pus înaintea noastră o ușă deschisă. Amin. Pe care nimeni nu o poate închide. Amin. Ajută-ne să intrăm prin ea. Tu ești ușa, Doamne Iisuse. Amin. Tu ești acela care ne chemi și te rugăm să nu îngădui ca vreun lucru și să ne ajuți pe noi să nu îngăduim ca vreun lucru să se așeze sau persoană sau obicei sau orice sub ceruri să se așeze între noi și Tine, nimic între noi și Domnul nostru. Amin. Te rugăm în această seară, așa cum stăm înaintea Ta, pentru toată familia Ta strânsă aici, Doamne. Amin. Amin. Pentru familia mai largă a celor care ne vizionează. Amin. Pentru cei care nu vor putea să fie parte aici, deși ar fi dorit să fie avut și ei privilegiul nostru, milioane de oameni de pe acest pământ ar fi vrut să fie în locul nostru. Amin. Pentru toți aceștia. Am plecat genunchiul și te rugăm în numele jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, citește și răspunde dorinței sufletului lor, Doamne Iisuse. Amin. Fă ca acest răspuns să fie un mesaj al iubirii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Amin. Te rog, Tată, în mod special pentru fratele Edi, ca în această seară, în singurătatea casei lui, poate este în fața calculatorului în seara aceasta. Te rog, Doamne Iisuse, pune mâna dreaptă pe umărul lui. Amin. Și asigură-l că ești lângă el. Amin. Spune-i, Doamne, că Tu ai murit pentru mântuirea lui. Amin. Și fă, Doamne, din el și prin el un semn și o minune în această lume. Amin. Că ce este cu putință la Domnul Dumnezeul nostru? Fă, Doamne, să-i vedem bucuria și mântuirea. Amin. Te rugăm de asemenea pentru cei care sunt în această sală împreună cu noi și care au lăsat în urma lor acasă suferințe de un fel sau altul. Amin. Au uitat stând aici, dar te rog, Doamne, când se vor întoarce înapoi în lumea lor, dă-le putere să se întoarcă cu o inimă nouă. Amin, Doamne. Dă-le o nouă putere și însoțește-i cu prezența Ta așa cum ai promis, Doamne. Amin. Iisus. Tu ești misteriosul nostru însoțitor. Amin. Tu nu ne-ai lipsit niciodată de prezența Ta. Amin. De aceea suntem astăzi în viață și suntem în credință. Amin. Te rugăm și pentru cuvântul care va fi rostit în această seară. Amin. Doamne, știi că ochii noștri nu văd. Noi nu știm câți oameni pe pământ au nevoie de cuvântul acesta, dar ochii Tăi cercetează lumea și Tu-i cunoști pe toți aceștia, Tatăl nostru. Așadar, pregătește cuvântul Tău, te Amin. Rugăm, Amin, ca să răspundă strigătelor celor ce strigă la Tine după Amin. El. Trimite peste noi puterea Duhului Tău Sfânt în această seară, Amin, Doamne. Care să ne deschidă mintea și care să ne înflăcăreze viața și fă din Domnul Iisus Hristos o realitate vie în locul Amin. Acesta, în seara aceasta. Vino, Doamne Iisuse, aici în casa Ta, unde a fost chemat numele Tău, Amin. Între aceia pe care i-ai răscumpărat cu sângele Tău. Amin. Și în toate acestea și dincolo de acestea toate, numele Tău, Tată, al Domnului Iisus și al Duhului Sfânt să fie binecuvântat în veci. Amin. 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 Aleluia, fie laudat cel ce ne-a
strălucirii despre tot ce ne-a spus Iisus Hristos, că primim vom cândva tu și eu. Cine ar vrea să învețe cu mine a cânta minunatul refren de iubire? Aleluia, aleluia, pentru slava sa, pentru slava iubirii lui Osana, pentru dragostea lui Osana, cântați aleluia. Fie preamărit cel ce ne-a iubit, aleluia. Fie laudat cel ce ne-a salvat. Amin. Am adus cu mine un ceas. Aici, nu știu dacă o să stea prea bine, încerc să-l așez undeva. Pentru că aseară m-a criticat cineva, a zis, a fost prea lung aseară. Și numai unul mi-a zis, dar câți ar fi zis, probabil mai mulți ar fi zis. Nu? Nu. No. Înseamnă că ăștia erau sătui, de-aia au zis așa. Că de obicei cei sătui, ei nu cred la ceilalți. Cu toate acestea. Cu toate acestea, am dorit să păstrăm o măsură decentă și de timp și să nu cumva să multă învățătură obosește trupul. De aceea, în această seară, vom merge la izvorul oricărei înțelepciuni și înțelegeri în ce privește cuvântul lui Dumnezeu și credința în Dumnezeu. Frați, deschideți, vă rog, în aceeași Evanghelie după Luca, la capitolul 24. Aici nu vă mai spun pagina, acum trebuie să știți unde este, nu? 1024 ați reținut. Și iată ce spune Mântuitorul după ce le deschide mintea să înțeleagă Scripturile. După ce spune care va fi viitorul în lumina Scripturii, se va propovădui tuturor neamurilor pocăința și iertarea păcatelor, ca daruri de la Dumnezeu. După ce spune aceste lucruri, el spune, voi sunteți martori ai acestor lucruri. La ce suntem noi chemați pe pământul acesta? Să fim martori ai acestor lucruri. Ai lucrurilor despre care am învățat aici în Scripturi. Al adevărurilor care ne-au fost descoperite în cuvântul lui Dumnezeu. Martori ai acestor lucruri. Cu propria noastră viață. Ce ți s-a întâmplat, îl întrebau pe orbul acela, omul ăsta nu-i credincios, vezi de treabă, credința e în altă parte. Nu știu, a zis orbul acela, că o fi credincios, că nu o fi credincios, nu știu, că o fi de la biserica aceea sau cealaltă, nici asta nu știu. Dar un lucru știu sigur, un lucru știu sigur, că eram orb și acum văd. Mai departe, nu știu. Vezi de treabă că e un păcătos. Ei, zice, eu știu că păcătoșii nu prea deschid ochii oamenilor. Cum de știți voi așa ceva? Nu-i treaba mea. Una știu. Am fost orb și acum văd. Frații mei, voi sunteți martori a acestor lucruri. Evanghelia care trebuie dusă în lume nu trebuie să fie neapărat scrisă pe pagini și cu cerneală sau pe hârtie. Nu. Evanghelia trebuie să fie scrisă pe inimi de oameni, pe vieți de oameni. Biblia spune, voi sunteți o epistolă scrisă și citită de toți oamenii. Oamenii din jurul nostru ne citesc. Chiar dacă vom încerca să ne ascundem, cu atât mai bine se citește când cineva încearcă să se ascundă. Nu rămâne nicio îndoială, citea slujnica aceea pe fruntea lui Petru, că tu
ai fost cu el în această grupă. Uite cum vorbești, uite ce cuvinte. Ați observat că bisericile au de obicei termeni specifici. Biserica Baptistă are niște cuvinte unde pune accentul mai la capătul cuvintelor și așa mai departe, și în unele cântări și dânsii mai zâmbesc la treaba aceasta. E legat de istorie a bisericii. Biserica Pentecostală are cuvinte asemănătoare. Biserica Adventistă la fel. Biserica Ortodoxă sau Catolică. Dacă l-auzi pe unul vorbind și știi câte ceva din aceste lucruri, imediat îți dai seama, fratele ăsta e de acolo. Sau dacă mă aud ei pe mine vorbind, spun să știi că acesta este de dincolo. Una dintre cele mai plăcute experiențe pe care le poate avea cineva pe pământul acesta este ca o persoană să recunoască în el, nu că aparține colo sau dincolo, ci că a umblat cu Iisus. Când acest lucru va fi recunoscut, vă rog să ne plecăm în genunchi și să mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta. Este o onoare prea înaltă pentru noi. Voi sunteți martori acestor lucruri în casa voastră mai întâi, către propriul vostru suflet. Dacă inima ta nu este prinsă de Dumnezeu și nu iubește pe Dumnezeu, cum te aștepți să poți să conduci familia ta acolo? Cum te aștepți să conduci pe cei din jurul tău? Ați observat în avion care este prima instrucțiune care se dă în caz că a avut loc o cădere, o depresurizare a cabinei. Se spune că vor cădea măștile de oxigen imediat în jos și puneți masca de oxigen pe loc ca să supraviețuim. Și atunci instructoarea spune, prima grijă, pune masca de oxigen la tine și după aceea la copii. Nu trebuie întâi la copii? Nu? În timp ce lucrezi să pui masca de oxigen copilului, ai murit deja între timp. Tu trebuie să fii cel din tâi care să cunoști pe Dumnezeu ca să poți să-L ajuți pe altul să cunoască pe Dumnezeu. Tu ești cel din tâi care respiri atmosfera cerului ca să-L ajuți pe un altul să respire. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Dacă Evanghelia pe care noi o propovăduim diferă de viața pe care oamenii o văd la noi, ce concluzie vor trage ei? Că Evanghelia aceasta nu are nicio putere. Dar dacă vor vedea această schimbare, Pavel spune, Hristos a ales să se descopere în mine. Adică oamenii să vadă ce a putut să facă Dumnezeu dintr-un prigonitor, dintr-un persecutor, ce a făcut Dumnezeu. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată, vă voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. De la vârsta de 17 ani, când îmi aduc aminte, am înjurat pe Domnul pentru ultima dată, cred. De la vârsta aceea, am luat cuvintele acestea scrise aici și ele m-au însoțit pe drum. De multe ori ele mi-au adus bucurie, ca martor al lui Dumnezeu, alte ori mi-au adus suferință, alte ori m-au făcut să plâng sau mi-a fost rușine. Alte ori mi-a părut rău că mărturia pe care am dat-o eu nu a fost cea pe care ar fi trebuit să o dau. Dar uitându-mă în urmă, nu cred că există o chemare mai înaltă decât aceasta. Pentru nimeni pe pământ. Am văzut lucruri mari și minunate. Și mărturisesc înaintea dumneavoastră că tot ceea ce spun și credința pe care o mărturisesc nu este întemeiată pe teorii, ci pe ceea ce am văzut cu ochii mei și am trăit cu propria mea viață. Stau martor cu propria mea viață că aceste cuvinte pe care Dumnezeu le-a spus sunt adevărate. Dar Biblia spune în Isaia, voi sunteți martorii mei, dar nu singuri, voi și robul meu. Adică Domnul nostru Iisus Hristos. El este lângă fiecare dintre noi care dă o mărturie frumoasă în această lume. Am aici pe bancă, chiar în primul rând, un prieten care mi-a arătat o carte astăzi. Poți să vii cu cartea aceea puțin aici pe scenă? O ai cu tine? Mi-a arătat o carte astăzi. Și cartea aceea mi-a stârnit emoții și lacrimi de bucurie în mintea și în inima mea. Este un exemplar din cele peste 100.000 de exemplare ale acestei cărți. Dumneavoastră ați primit, unii dintre dumneavoastră, serile trecute. Este o carte care se intitulează Hristos, Lumina Lumii și care este un comentariu al vieții lui Iisus. Se găsește la loc de cinste în mari biblioteci ale lumii.
este așa de pe înțeles scrisă, că aproape și un copil ar pricepe despre ce este vorba. Numai că aici la editura care a publicat-o scrie Serviciu Umanitar pentru Penitenciare. Și când am văzut cartea aceasta m-am umplut de emoție. Eram undeva pe o autostradă în statul Texas și cineva conducea o mașină, de-abia se târa acolo. Nu era român de al nostru, că dacă ar fi fost nu mergea așa cu mașina. Ați văzut cum trec frații noștri, era o doamnă plină de zăpadă azi, nici nu o mai cunoșteai. Așa a sărit zăpada pe ea când a trecut. Da. Dar ei, omul acesta se lăuda că nu a depășit viteza legală în viața lui. Și am zis, Doamne, o văzui și pe asta. Pe când eram în mașină acolo și vorbeam, pe locul din dreapta se găsea domnul general Chiș, comandantul penitenciarelor din România la vremea aceea. Și dânsul spune, zice, am citit o carte, o dată și de două și de trei ori. Și spunea, mi-a deschis sufletul, mi-a deschis ochii, acum înțeleg Evanghelia, mi-a ajutat cum nu pot să spun. Și spunea domnia sa, dacă aș avea o putere, aș tipări cartea asta în 100.000 de exemplare, aș pune o mână a tuturor de la șeful statului până la ultima persoană din guvern, apoi aș da-o în toate penitenciarele, la fiecare deținut, la fiecare gardian, la fiecare persoană în parte, dacă aș avea o putere să fac lucrul acesta, pentru că am văzut ce s-a întâmplat cu mine. Și, fraților, eu traduceam șoferului. Șoferul acesta, care ne enervase pe toți cu viteza lui, a fost așa de șocat că a lăsat mașina și mai încet după treaba aceasta. Și după ce a lăsat-o mai încet, n-a mai putut să conducă deloc, a semnalizat și a ieșit afară de pe autostradă. S-a întors la mine odată și a spus, ai tradus bine, e adevărat ce ai spus? Și am spus, cred că traduc bine și nu e prima dată când traduc. Și atunci a spus, haide să strigăm la Dumnezeu. Și acolo, în mașină, în Chevroletul acela vechi, și vapor, îi zicem noi în America, în Chevroletul acela vechi, am înălțat o rugăciune. A fost domnul general cu soția, am fost eu și soția și a fost șoferul nostru de culoare care ne conducea. Am cerut lui Dumnezeu să-și întindă mâna și să ne ajute să stăm martori în lume prin lumina care ne-a fost dată nouă. După ce am înălțat rugăciunea aceasta și am numit pe domnul general, am spus, Doamne, ai auzit cuvintele lui. Te rog din toată inima ce a spus omul acesta, fă să devină realitate. Dar costa nu prea mult, era cam un dolar pentru o carte să se poată plăti la ora aceea. Destul de ieftin, dar pentru 100.000 de cărți n-ar fi fost deloc ieftin. Și plus o altă ediție prezidențială și alta guvernamentală și ce mai trebuia făcute, era un cost destul de mare. Urmăriți-mă cu atenție ca să vedeți faptele Duhului Sfânt. Așa ar trebui intitulată Cartea Faptelor Apostolilor. Acestea sunt faptele Duhului Sfânt. Am ajuns în orașul Dallas, în Texas, și am participat la o convenție acolo, unde se adună industriași, profesioniști, adventiști care slujesc pe Dumnezeu la locul de muncă. Cum am intrat pe un hol acolo, în sala principală, ne-a tăiat calea o persoană australiană, un domn, Tibor Shell îl cheamă, a trecut prin fața noastră. Nu a făcut mai mult de trei pași și șoferul nostru îl strigă și spune, stop, ei se cunoșteau între ei. Știi ce a zis omul ăsta? Ce a zis? Și a indicat spre domnul general. Dacă ar avea o putere, ar tipări cartea asta și ar da-o fiecărui deținut din România și la guvern și la poliție și peste tot. La care omul acesta s-a uitat lung la noi. Noi nu știam că el deținea niște mine de pietre prețioase prin Australia. S-a uitat lung la noi și a spus, acum înțeleg de ce când am ieșit pe ușă, Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, ia opalul acesta negru care valora mult peste 100.000 de dolari. Ia opalul acesta negru cu tine că o să-ți trebuiască. Și a spus, căutați o persoană aici care să plătească piatra aceasta cu 100.000 și eu voi da acești bani pentru cărțile acestea în România. Nu a trecut mult și persoana cealaltă apare care a spus nu dau 100.000 pe piatra aceasta, ci voi da cât costă toată ediția aceasta a cărților. Și așa a fost plătită această carte în 100.000 de exemplare, plus
Am participat personal la distribuirea acestor cărți. Dați-mi puțin un microfon, vă rog. Avem un microfon de mână? Este aici. Mulțumesc foarte mult. Spune-ne, prezintă-te, te rog, spune-ne numele tău și spune-ne unde erai când s-au întâmplat aceste lucruri. Nistor Serafim, eram pentru a patra oară deținut în penitenciarul din Măgineni, dar de data aceasta eram preocupat în mod deosebit de un lucru. Încercasem de atâtea ori să nu mai revin în închisoare, eram rob al tuturor obiceiuri și nu reușisem și eram oarecum disperat de situația aceasta. Da, da. Încât în momentele când s-a întâmplat toate aceste lucruri fără de care nu știam, și laud pe Dumnezeu că am ocazia să le aud pentru prima oară. De asta m-am bucurat de asta legat și ți-am spus da? Că adică, ai să afli un lucru care nu l-ai știut. Da. Îmi propusesem să-mi pun capăt zilelor. Erau momente teribile, mă gândeam ce va fi după moarte și chiar în ziua aceea s-a deschis ușa celulei și am fost invitat la clubul închisorii. Și am aflat pentru prima oară ceea ce nu spusese nimeni, că eu, un ticălos nenorocit, pot fi salvat și nu iertat, așa cum se înțelege, te iert, ci vindecat pur și simplu de acele lucruri care mi-au robit viața și mi-au distrus viața. Vă place cum vorbește omul ăsta? Îmi merge la suflet când aud. Mai tare, zi mai tare, frații vor să audă mai tare. Și vreau să vă spun că am primit o Biblie care imediat mi-a fost confiscată de șeful de cameră, pentru că atunci când s-au adus Biblie erau vă două Biblii la 200 de deținuți și orice se aducea din afară era împărțit cu șeful de cameră. Și oarecum mă gândeam ce posibilitate aș avea ca să pot să citesc Biblia. Și am făcut un plan pe care în plantonul schimbul 2 urmam să aduc la îndeplinire acest gest de sinucidere și apoi m-am gândit la posibilitatea, după ce mi-a fost confiscată Scriptura și a fost pusă undeva în biblioteca camerei, cu jurământ că dacă se atinge cineva de ea, se atinge de șeful de cameră, am rugat pe colegii de cameră să mă lase pe mine să fac planton schimbul 2. Toți fugeau de acest planton, că era cel mai greu. Și plantonul schimbul 2 era momentul când toată lumea dormea, inclusiv șeful de cameră, luam Scriptura de acolo, mă retrăgeam undeva într-un spălător și timp de 2 ore și 20 de minute studiam Scriptura acolo. Așa am parcurs Biblia. Și ai renunțat la sinucidere. Într-o lună de zile Dumnezeu mi-a răspuns prin Scriptură la întrebările care mă preocupau. Am găsit acolo oameni cu aceleași probleme ca și mine, pe care Mântuitorul i-a vindecat, i-a ajutat și le-a dat mântuirea. Și vreau să vă spun că această carte, mi-aduc aminte de vizita domnului general, dumneavoastră, nu vă cunoșteam personal, a fost o mare minune pentru noi când am auzit că vine generalul Chiș și împarte cărți pe secții, de abia așteptam, eram emoționat, voi prinde o carte, voi avea parte de cartea aceasta și a venit în momentul în care nu ne înțelegeam atât de bine pe Domnul Iisus Hristos doar în Scriptură. Da. Cartea aceasta a venit ca o lumină care m-a condus să înțeleg mai bine Biblia. Mulțumesc și mult. O recomand tuturor și vreau să vă spun că a fost cartea care m-a ajutat. Stă aici lângă noi un om care a fost de 4 ori într-un penitenciar și ar mai fi fost de mai multe ori sau poate nu mai mergea nici la penitenciar deloc, ar fi mers în pământ. Dar Dumnezeu l-a salvat prin cuvântul lui. Domnul, mă bucur din toată inima. Dumnezeu cel bun să fie cu tine. A fost o onoare să te avem aici cu noi. Și pentru mine. Domnul să-ți ajutăm. Cartea, te rog. Talismanul. Știți ce s-a întâmplat? În timp ce distribuiam cărți acolo, unii frați deținuți au fost prinși cu câte 3-4 ascunse sub saltea și veneau iarăși. Mă, de ce luați atâtea? Domne, am pe cineva, vreau să-i dau, domne, stătea la coadă. Și noi am văzut lucrurile acestea, dar au fost din belșug. S-a întâmplat că în ziua aceea a fost transmis și la știri internațional de o echipă care s-a găsit pe aeroport. Și apoi noi am auzit multe astfel de minuni de oameni care cădeau din nou și din nou în același loc, dar care n-au mai ajuns acolo după aceea. Știți cum au mai ajuns înapoi acolo? Au ajuns înapoi luptând să-i salveze pe alții și conducându-i înapoi la Dumnezeu. Nimeni nu știa drumul înapoi la Dumnezeu din jungla aceea mai bine decât ei. Voi sunteți martori ai acestor lucruri.
Și iată, voi trimite peste voi făgăduința Tatălui, adică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu intenționez în această seară să descriu Duhul Sfânt. Nu este dat nimănui așa ceva. Cine încearcă să facă această lucrare, citeam într-o carte, ar fi bine să-și scoată încălțămintea din picioare, în respect, pentru că nu poate fi descris. Dar Domnul ne-a dat ce putem să cunoaștem și ce putem să purtăm. Vreau să știm, în lumina Scripturilor, că suntem aici în această sală, în seara aceasta, pentru că Duhul Sfânt, în mod tainic, ne-a chemat și ne-a convins să venim aici. Vreau să știți că acel glas lăuntric, care te mustră când faci rău și îți spune nu e bine ce ai făcut, care te previne când vrei să faci un rău și spune nu face lucrul acesta, acela care te umple de bucurie când ai făcut un lucru bun și frumos pentru cineva, acela este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acela care ți-a auzit strigarea că nu înțelegi și te conduce pas cu pas, este Duhul Sfânt. El nu este de astăzi și nici de ieri, este numit Duhul cel veșnic. Este veșnic, este de la nu se poate vorbi de începuturi în eternitate. Dar Scriptura spune că atunci când pământul a fost creat, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. De la creația acestei lumi, a participat la creația acestei lumi, apoi Duhul lui Dumnezeu luptând în oameni la potop, în vremea lui Noe, voi lupta în inima oamenilor, Duhul meu nu va rămâne pururea sau nu va lupta pururea în om, pentru că omul are limite, cum vorbeam aseară, nu limita răbdării lui Dumnezeu, ci limita omului de a putea primi răbdarea lui Dumnezeu. Și apoi urmărim mai departe cum același Duh Sfânt al lui Dumnezeu este întotdeauna și întotdeauna la lucru. Totuși, când erau aici în camera aceasta adunați, Mântuitorul aduce această extraordinară făgăduință înaintea lor. Voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. Trebuie să mă duc la Tatăl, dacă nu mă duc, Duhul Sfânt nu va veni. Dacă mă duc, îl voi trimite. Cineva poate întreabă, de unde știi că Iisus s-a dus la ceruri? Foarte simplu. Dovada stă în faptul că El a trimis Duhul Sfânt peste poporul Lui. Și până în această zi, orice impuls bun, orice intenție bună, orice dorință de bine, orice manifestare de dragoste, toate acestea vin din puterea aceluiași Duh Sfânt. Orice tulburare în fața răului, orice dorință de a cunoaște mai mult, orice luptă sufletească prin care un om ar dori să se elibereze din lanțurile și din sclavia păcatului, toate acestea sunt roadele Duhului Sfânt. El este Cel ce lucrează. El lucrează din toată viața noastră și cât vom trăi pe acest pământ, El va lucra mintea și inima noastră ca să ne conducă la Domnul nostru Iisus Hristos. Noi nu putem să mergem singuri acolo. Noi nu putem să înțelegem singuri. Noi nu putem să primim singuri. El este Cel care tainic, nevăzut, luptă pentru câștigarea războiului acestuia inimaginabil dintre bine și rău, și luptă pentru noi, cum spune Scriptura, cu suspine negrăite, ca să convingă inima noastră câtă iubire poate fi în Duhul lui Dumnezeu, care suspină inexprimabil de fiecare dată când noi ne îndepărtăm de Dumnezeu și de fiecare dată când luptă să ne convingă și să ne întoarcă înapoi la Dumnezeu. Ba, Biblia spune că este gelos pentru noi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu sfântă, ne vrea pentru Dumnezeu. Cum un părinte insistă pe lângă copilul lui și îi spune nu mai face aceste lucruri, nu e bine, aș vrea să te văd și pe tine, om mare, sănătos, liber, aș vrea să te văd la casa ta. Vino și fă școala aceasta, luptă un părinte pentru el și cheltuie și se cheltuie, vrea să-l vadă bine. Vrea să-l vadă bine cu orice chip. Așa este Duhul Sfânt, gelos pentru mântuirea noastră și luptă pentru noi și în inima noastră și în gândurile noastre. Și Scriptura spune în Ioan capitolul 14, vă rog să deschideți împreună cu mine aici, ne găsim la pagina 1045, vom citi de la versetele 16 la versetul 26, vă rog să urmăriți acest lucru ca să știți cine lucrează în inimă când vi se va întâmpla așa ceva. Unora poate chiar acum când stau pe aceste scaune, se petrec aceste lucruri în inima noastră.
Eu voi ruga, dacă mă iubiți, la versetul 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Adică nimeni care nu iubește pe Dumnezeu nu poate păzi poruncile lui Dumnezeu. Aceea ar fi altceva. E un chin, este o nesfârșită luptă surdă, pur și simplu. Dar dacă mă iubiți, spune Biblia, atunci va fi natural pentru voi. Veți face din inimă. Nimic nu este prea greu de făcut pentru persoana pe care o iubești. Și un lucru care chiar nu e greu, e foarte greu de făcut pentru cineva pe care nu-l iubești. Dacă mă iubiți, atunci în mod natural voi veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, adică permanent, să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Voi știți că se întâmplă ceva în sufletul vostru. Voi ați observat. Se întâmplă ceva. Cine ți-a descoperit lucrul acesta? Ați observat când a întrebat Iisus, cine zic oamenii că sunt eu? Ești prorocul, ești așa, ești... dar voi cine ziceți că sunt? Și Petru ce răspunde? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și atunci Mântuitorul se întoarce spre el și spune, vezi că acesta nu este produsul minții tale sau al inteligenței omenești, este descoperirea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu a atins mintea lui. Unii dintre dumneavoastră v-ați lăudat în Domnul serile acestea că vi s-au deschis ochii și sunteți fericiți și ați căpătat speranță. Câteva persoane mi-au spus că n-au putut dormi de bucurie. Este o viață nouă atunci când Mântuitorul este primit în suflet. Aceasta este adevărata viață, de fapt. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața, indiferent că se duce el și zice, asta e viața. De multe ori, asta e moartea, nu e viața. Adevărata viață este aceea în Hristos Iisus. Când va veni acest mângâietor, spune Domnul, Duhul adevărului pe care lumea nu-l primește și nu-l cunoaște, voi îl cunoașteți că va fi în voi și va rămâne în voi. Voi știți acest lucru. Cine a făcut anumiți oameni care n-au, ale căror crime n-au fost niciodată descoperite? Numite crime perfecte. Aceasta este o înșelăciune din partea Satanei, pentru că nu există crimă perfectă. În timp, rezultatele ei se văd. Dar unii oameni, după mulți ani de zile, s-au dus și s-au predat. Și au spus, eu sunt autorul acestei crime care s-a petrecut acolo. Vreau să fiu arestat, vreau să fiu condamnat, vreau să merg la închisoare. Cine a dus această conștiință acolo? Era un om care se făcuse nu mai rău, ci mai bun. Pentru că a primit în inima lui lucrarea Duhului lui Dumnezeu și l-a ajutat să se elibereze de povara care îi strângea și îi chinuia mintea lui. Scrie Scriptura mai departe, nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Și cuvântul care ne este făgăduit aici este actual pentru seara aceasta, pentru locul acesta. Domnul va da Duhul Sfânt cui? Venim în același loc, celor ce-l cer. Dacă voi care sunteți răi, spune Biblia, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel ceresc va da Duhul lui celor ce îl cer. Spune-mi, simți tu dorința și trebuința și lipsa, lupți tu în această seară și dorești tu ca Duhul Sfânt să locuiască în inima ta? Dorești acest lucru? Din toată inima? Simți că nu vrei să încerci singur. Simți că ai nevoie de călăuzirea aceasta. Ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. Ai nevoie să simți dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre, cum? Prin Duhul Sfânt. Aceasta este dorința și rugăciunea noastră în seara aceasta? Foarte frumos. Haideți să aducem acest lucru la cunoștința Tatălui nostru. Fiți buni, vă rog, și ridicați-vă. Aș dori să spunem Tatălui nostru ceresc dorința sufletului nostru pentru... Nu este finalul prezentării noastre în seara aceasta.
Dar este un punct în care trebuie să facem glasul nostru auzit înaintea lui Dumnezeu. Vă rog să spuneți amin cu convingere, acolo unde cuvintele pe care le auziți corespund dorinței dumneavoastră din suflet. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos pentru marea făgăduință a Duhului Tău cel bun și sfânt. Doamne, fără Duhul Tău, suntem doar un bulgăre de țărână mort și rece, fără viață. Te rugăm, trimite Duhul Tău cel Sfânt în viața noastră, Doamne. Trimite-L, Doamne, ca să mustre păcatul și greșeala din viața noastră. Să nu ne dea liniște, Doamne, când vom vrea să facem răul. Trimite Duhul Tău, Doamne, care să ne încurajeze, să ne ridice atunci când vom fi căzuți. Te rugăm din inima noastră, dă-ne, Doamne, Duhul adevărului în sufletul nostru, care să ne călăuzească în tot adevărul. Amin. Te rugăm, Părinte minunat și bun, care ai făcut această mare promisiune și care este semnul înălțării lui Iisus la cer. Fă ca puterea Duhului Tău să se manifeste în locul acesta, în inimile noastre, chiar în aceste momente. Amin. Nimic nu te împiedică, Doamne, să faci lucrul acesta. Fă, Tată, ca Duhul Tău cel bun și sfânt să ne ajute să fim martori credincioși ai lui Dumnezeu în această lume. Ai promis, Doamne, că atunci când vom fi întrebați, Duhul Tatălui nostru ne va inspira și ne va insufla ce să răspundem. Dă-ne dar Duhul acesta, te rugăm, Tatăl nostru. Și fă ca El să lucreze în noi și prin noi spre slava și mărirea numelui Tău. Amin. Vă rog să luăm loc. Rămâne deschis acest capitol pentru cei care aveți scripturi și nu se poate cuprinde într-o oră acest enorm studiu. Vreau însă să ating două puncte speciale. După înălțarea Domnului la cer și potrivit poruncii Lui să rămâneți în cetate până când veți primi putere de sus, ucenicii s-au adunat, în ziua cincizecimii erau toți la un loc, scrie Scriptura în capitolul 2 din Cartea Faptelor Apostolilor, erau toți acolo adunați și deodată s-a împlinit promisiunea lui Dumnezeu. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-a așezat câte una pe fiecare dintre ei. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, cum le da Duhul să vorbească. Oameni care nu fusese la facultatea de limbi romanice sau orientale, deodată au primit această extraordinară putere și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul dădea fiecăruia să vorbească. Urmăriți cu atenție maximă. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Am niște prieteni care au fost pe o insulă în sudul Pacificului și deodată au tresărit când au auzit un cor de copii cântând românește. Erau copii de culoare, cântau românește. Cineva învățase limba română acolo, o instructoare care a fost acolo. Ce ziceți dacă într-un loc ca acesta v-ați pomenit cu niște oameni, unii au fost pescari, unii au fost vameși, fiecare unde a lucrat înainte, deodată vorbind în limbile tuturor națiunilor adunate acolo pentru sărbătoarea Paștelui, nu prin faptul că învățaseră această limbă la o școală undeva, cum am învățat noi și cum continuăm să învățăm, și acesta este un dar pe care nu-l are toată lumea, ci pur și simplu prin descoperirea Duhului Sfânt. Și scrie Scriptura că se aflau în Ierusalim oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub ceruri. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni. Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia dintre noi în limba noastră în care ne-am născut? Și enunță câteva națiuni care erau prezente acolo. Parți, mezi, elamiți, mesopotamieni, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, Libia, Cirena, Roma, iudei sau prozeliți, toți aceștia erau acolo, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Fraților, vreau să spun ce a făcut Duhul Sfânt acolo.
Era o barieră de netrecut între poporul iudeu și neamuri. Ei spuneau singura limbă în care vorbește Dumnezeu este cea ebraică. Ba, un împărat european a și ținut niște copii deoparte, izolați total, spunând că ăștia o să vorbească ebraică. Nu s-a întâmplat așa ceva. Când s-a coborât Duhul Sfânt peste oameni, el a arătat că Dumnezeu nu vorbește doar limba unui popor, ci vorbește limbile tuturor popoarelor. Și a arătat că înaintea lui Dumnezeu nu există om inferior și om superior, ci fiecare este iubit ca fiu și fiică a lui Dumnezeu. Coborârea darului acestuia a sfărâmat prejudecata aceasta total, a deschis zăgazurile Evangheliei pentru lume și Evanghelia s-a revărsat pe tot pământul prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Oamenii care erau acolo, toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce va să zică lucrul acesta? Însă erau unii oameni acolo care își băteau joc, așa cum pot să fie și aici unii oameni care s-ar putea să aibă același fel de simțăminte și ziceau, nu, ăștia sunt plini de, au luat la bord, ar fi zis pe aici prin românești, au băut, sunt beți, de-aia vorbesc așa. Ar fi interesant dacă prin băutură cineva poate să învețe limbi străine, cred că multă lume ar fi la cârciumă în seara aceasta, dar nu aceasta este calea. Dumnezeu a descoperit prin Duhul Lui planul lui cel minunat de a cuprinde întreaga omenire în brațele sale. Și Duhul Sfânt a devenit semnul distinctiv al apartenenței la Dumnezeu și a poporului Dumnezeu. Înainte era tăierea împrejur. Acum, coborârea Duhului Sfânt era semnul primirii înaintea lui Dumnezeu. Și știți că a fost o barieră destul de serioasă chiar și între apostoli, între iudei și neamuri. Ei nu treceau încă, deși erau creștini, încă nu înțeleseseră planul lui Dumnezeu. Dar într-o zi apostolul Petru este chemat să meargă și să predice unui roman, sutașului Corneliu. Deschideți repede cu mine în capitolul 10 din Faptele Apostolilor. Nu mai avem decât puține minute și dacă vom trece, va fi rău de noi. Sutașul Corneliu. Pe când era Petru acolo, Duhul Domnului s-a descoperit foarte interesant. O față de masă mare cu tot felul de animale înăuntru acolo. Taie și mănâncă. Doamne, ce e asta? Pagina 1068. Ce este asta? Eu nu pot să mănânc ceva necurat. Păi tu mi-ai spus ce e curat și necurat și acum mă pui tu pe mine să mănânc. Domnul a spus, nu. Ce a curățit Dumnezeu nu numi necurat. Taie și mănâncă. A rămas șocat Petru, neștiind ce să însemneze treaba aceasta. Pe când nu știa ce să creadă, spune Scriptura, pe când nu știa ce să creadă, versetul 17, despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată oamenii trimiși de Corneliu întrebând de el. Erau acolo. Și atunci mintea lui s-a dezlegat. O, stai că nu e vorba de animale aici. Nu însemnează să mâncăm acum cămile, broaște și tot felul de... Nu despre asta e vorba. Și asta reprezintă neamurile toate la un loc, la care ne trimite Dumnezeu și ne spune să nu numești tu necurat ceea ce a curățit Dumnezeu. Și a plecat cu ei pe drum, a predicat Evanghelia în casa lui Corneliu și pe când predica, Duhul Sfânt a căzut peste slujitorii lui Corneliu, peste soldații lui, peste Cornelius, peste toată casa lui, în aceeași manifestare pe care au avut-o la ziua cincizecimii. Și Petru a mărturisit și a văzut cu ochii lui deschiderea zăgazurilor Evangheliei pentru neamuri. S-a întors înapoi și la biserică l-au criticat, frate, am auzit că ai fost la altă biserică, se poate așa ceva? Știi că numai noi și numai noi suntem. Alții afară de noi nu există. Cum se poate să mergi acolo? Și Petru le spune așa. Vă rog să citiți împreună cu mine. În capitolul 11 suntem aici. Versetul 17. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, adică Duhul Sfânt cum a căzut la ziua cincizecimii, când au vorbit în limbile tuturor națiunilor prezente acolo, toți oamenii au înțeles clar ce li s-a vorbit, că slăveau pe Dumnezeu, le-a dat același dar, scrie Biblia aici, ca și nouă care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu, spune Apostolul Petru, să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Și să spun, nu, Doamne, pe aceștia nu-i mântui, numai pe noi, sau dacă vin la noi, sau dacă sunt ca noi. Cine eram eu să fac o astfel de judecată? Coborârea Duhului Sfânt a fost semnul că Dumnezeu îi primise pe oamenii aceștia. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, frații. E pericol mare când sunt câștigați la credință unii oameni, să știți.
cu greu s-au potolit frații din cauza aceasta, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăința ca să aibă viața. Ce scrie despre pocăința aici? Le-a fost dată. De către cine? De către Dumnezeu. Ce era pocăința? Un dar. La ce conducea pocăința? La viață. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Acum, fraților, este o problemă care rănește multe inimi și mă tem că și pe aceste scaune trebuie să fie niște oameni. Poate mâine seară, dacă Domnul ne ajută la capitolul întrebări și răspunsuri, mai reluăm puțin gândurile acestea. Sunt oameni care se întreabă, nu cumva am făcut eu păcatul acela greu despre care a vorbit Iisus în Matei 12, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Nu cumva sunt vinovat de un păcat de felul acesta. Am întâlnit o doamnă în statul Colorado. A ascultat predica și a spus că a fost foarte frumos, dar nu este pentru mine. Pentru dumneavoastră, de ce nu este? Nu, zice, eu am făcut păcatul împotriva Duhului Sfânt și acum vin doar așa în vizită aici, dar eu nu mai am nimic. Cine v-a spus acest lucru? Păi fratele meu, care e prezbiter, mi-a spus că întrucât eu am știut și asta și am făcut ce nu trebuie, deci, cu alte cuvinte, s-a terminat cu mine. Am făcut păcatul cel fără iertare. Și deși erau acolo personalități cu care ar fi trebuit să mai schimb câteva vorbe, am uitat de toată lumea și am spus, ia loc aici lângă mine. Arată-mi și mie din Scriptură unde ai găsit tu că pe tine te-a lepădat Dumnezeu. Și unde credeți că mi-a deschis femeia aceasta? Evrei capitolul 6, deschideți împreună cu noi. Evrei capitolul 6. Și mi-a citit aceste versete înfiorătoare pe care le-am citit și noi de multe ori. Suntem la pagina 1178 și aici Scriptura scrie așa, de la versetul 4 începem, cei ce au fost luminați odată, au gustat darul ceresc, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, după ce au cunoscut, după ce au devenit părtași, după toate acestea și care totuși au căzut, scrie aici Scriptura, este cu neputință să fie înnoiți iarăși, adică imposibil, și aduși la pocăință, fiindcă, de ce? Ei răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Deci în ce constă păcatul acestor oameni? Oh, zice, frate, dacă este păcat cu știință, să știi că la n-are iertare. Și am spus, îmi pare rău, nici cu ale tale să nu se întâmple așa. Cu atât mai puțin cu ale altora. Care păcat este acela fără știință? Nu știi că Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință? Care păcat l-ai făcut fără să știi că e păcat? Și te-a acuzat Dumnezeu de un lucru pe care n-ai știut și ai făcut din neștiință. Nu, nu, păcatul este cu gândire. Ai știut, ai mers împotriva conștiinței, împotriva Duhului Sfânt. David știe că nu trebuie să facă ce face, dar merge în continuare și după ce face ce face, spune, îi bătea inima pentru ce a făcut. Nu este așa că nu a plănuit, a aranjat lucrurile, a gândit cum să iasă din situația aceea și cum să acopere o crimă cu alte crime. A fost plănuirea acolo. Acestea nu sunt păcate făcute că s-a împedicat un om și a căzut. Nu despre aceasta e vorba. Dar iată păcatul despre care se vorbește aici. Ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Aceasta însemnează renunțarea la Hristos, lepădarea lui Hristos și privirea lui Hristos în aceeași lumină în care îl privea lumea necreștină, care blama și acuza și batjocorea pe Domnul. Acesta era păcatul. Când se produce acest păcat în viața unui om, omul acela nu mai poate avea iertare pentru... De ce nu mai poate avea iertare? Nu mai are iertător. Cine a renunțat la Domnul Iisus Hristos, cine te mai poate ierta? Cine îți mai poate da iertarea dacă ai renunțat la El? Dacă l-ai lepădat pe El? Și fraților, să nu gândiți că Domnul se va împiedica în vorbele spuse de noi la mânie. Un frate săracu a venit și mi-a zis, frate, ce să mă fac? Uite, aș vrea să viu și eu la biserica asta aici. Dar odată, zice, am fost așa nervos și am zis să mă părăsească Duhul Sfânt dacă mai viu vreodată aici. Aoleu, zic, ai zis vorbulița asta frumoasă așa, zic, când ai fost la mânie și vrei să fii credincios acum la ce ai zis la mânie
Și i-am spus, zic, știi când... Ce, aș veni, dar mi-e teamă să nu păcătuiesc. Zic, știi când ai păcătuit? Când ai zis vorbele acestea, zic. Înghite-le mai repede înapoi, să nu mai scoți așa vorbe. Și Dumnezeu l-a ajutat cu ajutorul său. Și uitați-vă la Petru, care se leapă de că nu cunoaște pe Iisus. Dar Iisus nu se leapă de el. Pentru că gura vorbea fără el. Nu reprezenta inima. Inima l-ardea așa de tare, îl iubea așa de mult pe Iisus, că în momentul când i-a revăzut fața, i-a părut atât de rău, atunci lucra Duhul Sfânt în inima lui, a ieșit afară și vrea să moară. Un om care a lepădat pe Iisus nu mai simte așa ceva. Vă rog să continuăm. Când un pământ este adăpat, îmi citea, Doamna, este adăpat și ploaia cade pe el și rodește, capătă binecuvântarea. Dar dacă aduce spini și mărăcini, foc și blestem. Și s-a oprit aici sărmana epuizată. Și am spus, asta e tot? Și a spus, da, asta e tot. Eu am știut și te-am făcut așa și așa. Zic, aceasta nu este tot. Citiți, vă rog, versetul 9. Și când citim versetul 9, ce spune Scriptura aici? Măcar că vorbim astfel. Cum adică astfel? Păi, ogorul care face mărăcini este ars, cine a știut și a făcut. Măcar că vorbim așa, versetul 9 spune, prea iubiților, cum sunt oamenii aceștia cărora le vorbește Scriptura? Prea iubiți. Așa trebuie cineva mustrat. Cu iubire. Aceea este mustrare de la Duhul Sfânt. Prea iubiților. Totuși, de la voi. De la voi aceștia cărora v-am spus. Cine face așa? De la voi aceștia așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Acestora le vorbește. Și mergeți repede cu mine în aceeași epistolă, capitolul 10 al epistolei către evrei. Și aici vom găsi de la versetul 25 o reluare a aceluiași lucru. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Frate, fii atent, dacă pleci de la adunarea aceasta, stai să vedem. Ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. Dacă păcătuim, nu mai rămâne jertfă. În ce situație nu mai rămâne jertfă? Gândiți-vă bine. Ioan spune așa, vă scriu să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. În ce condiție nu mai avem mijlocitor? Acesta e răspunsul. Când am lepădat mijlocitorul. Când am întors spatele celui care vrea să ne mântuiască și să ne ierte. Atunci este singurul păcat care îl poate despărți pe un om de Dumnezeu. Nu mai are mântuitor. Acest pericol paște și pe acel om îndreptățit de sine, care postește de două ori pe săptămână, dă de toate, face de toate și care nu are nevoie de Mântuitorul. Îl paște la fel cum îl paște pe unul care din cauza nelegiuirilor și blestemăților din viață leapă de pe Dumnezeu și alege viața aceasta. Dar uitați ce frumos scrie Scriptura aici. Cine a călcat legea lui Moise, așa mai departe. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua și acum descrie păcatul acesta. Cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Acesta e păcatul care desparte pe un om de Dumnezeu. Nu să spui cuiva, domne, uite, ai făcut lucrul ăsta cu voia. E adevărat, vă scriu să nu păcătuiți. Nu e nimeni forțat să păcătuiască, nu ești obligat să păcătuiești. Dar în același timp, nu lăsa pe Satana să-și termine lucrarea cu tine, descurajându-te și distrugându-te și izolându-te de Dumnezeu. Doresc să mă opresc în acest loc și să vă dau asigurarea că toți aceia care și-au pus nădejdea și credința în Marele Mijlocitor și Marea Jertfă pentru iertarea păcatelor noastre, toți aceia conform promisiunii Lui, pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Am citat versetul acesta acelei persoane și vreau să vă spun că deodată mâinile ei slabe au început să tremure și lacrimi au început să curgă pe Biblie. Și a spus, iartă-mă, n-am văzut niciodată versetul nou. Și atunci am citat din Psalmul 51. Doamne, pune în mine un duh nou și statornic. Nu lua de la mine Duhul Tău cel bun și sfânt. Nu mă îndepărta de la fața Ta.
Aceasta să fie rugăciunea noastră a tuturor în această seară și Domnul să ne ajute. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciunea de încheiere. Tată, îți mulțumim, mare este harul și binecuvântarea pe care Tu ne-ai dat-o nouă în această seară. Doamne, pe de-o parte am văzut mila și dragostea lui Dumnezeu față de noi. Am văzut puterea harului Tău care smulge și salvează pe cel pierdut și lepădat și îndepărtat, aduce pe cel de departe aproape și pe cel care s-a îndepărtat de Dumnezeu îl aduce acasă. Îți mulțumim din toată inima pentru lucrarea Duhului Sfânt în inima noastră. Te rugăm, Tată, în mod special în această seară, pentru orice persoană care ne ascultă sau cu care este prezentă în locul acesta. Amin. Care ar avea vreun semn al întrebării de îndoială în inimă cu privire la iubirea Ta. Doamne, nu ne da putere să ne îndoim de Tine vreodată. Amin. Te rog, ajută-ne să nu ne uităm la noi, ci să ne îndreptăm ochii spre mielul care și-a dat sângele pentru mântuirea noastră. Amin. Te rog să ajuți, Doamne, ca Duhul Tău cel bun și sfânt să ne călăuzească în tot adevăr așa cum ai promis. Amin. Și să ne conducă la Tine. Amin. Doamne Iisuse, fă ca prezența aceasta a Duhului Tău să fie și să rămână cu noi pentru totdeauna. Amin. Niciodată să nu se depărteze de noi. Amin. Nici noi să nu ne depărtăm vreodată de Tine. Amin. Și adu, Doamne, vindecare acestor suflete pe care Satana le-a ținut cocoșate, a plecate de spate ani de zile cu frica aceasta. Ridică, Doamne, piatra aceasta de pe spatele Amin. Lor. Ridică fața lor spre Dumnezeu și luminează fețele acestea cu bucurie. Amin. Este rugăciunea pe care ți-o înălțăm în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Să luăm loc. Fericitul
Domnului. Cred că l-am învățat deja. Îl știm. Doamne, câtă fericire, câtă pace am simțit, câtă sfântă ocrotire de la tine am primit. Cu mine am de ajuns, dar pot să-ți mulțumesc, că-n suflet mi-ai sărit al tău cuvânt. Din grele strâng, și m-a întărit să-ți cânt. Când zdrobit eram pe cal,